Scrisoare de la mama, de Ștefania Vasile. Ieri a venit poștașul, mi-a dus o scrisoare. O iau și intru în casă. De unde să fie oare? Dar înghețai pe dată când scrisul l-am văzut. Era de la măicuța. Nu i-am mai scris de mult. Și-am întors scrisoarea pe față și pe dos. Avea miros ca mama. Al ei miros frumos. Și-mi zice mama, scris-am spre tine, dragul meu, că vreau să știu de tine, de-o duci bine sau rău. Și sunt îngrijorată când lume tu te-ai dus. La ultima scrisoare n-am mai primit răspuns. V-ați dus cu toți în lume, e ulița pustie. Acum nici poștașul n-are cu ce să vie. Găsi pe aici prin casă un pic și o hârtie rămase de la tine de prin copilărie și m-am gândit cu ele să-ți dau un semn de viață, că nu mai știu nimica de tine și a ta soață. Și-aș vrea să știu, măicuță, de aveți și voi copii, de m-ați făcut bunică, te rog frumos să-mi scrii. Că eu aștept într-una cu suflet ars de dor, poștașul să-mi aducă un plic de la fecior. Acum te las, măicuță, să nu te plictisesc, te îmbrățișez cu sete și-ți spun că te iubesc. Și nu uita de mine și cât o să mai fiu, trimite două rânduri de tine ca să știu. Și dintr-o dată viața-mi ca filmul se făcea, mă văd copil în brațe la draga mama mea și văd privirea blândă și chipul ei frumos, cum mă ținea în brațe și m-a alintat duios. Și deșteptat sunt parcă din lunga hibernare, iau repede o hârtie și scriu mamei scrisoare și printre lacrimi grele și mii și mii de rânduri îi cer sfios iertare, că am avut alte gânduri. De acum încolo, mamă, pe ulița cea mare, poștașul o să vină să aducă o scrisoare. Și îți promit că în vară ne vei vedea pe toți, pe mine, pe soție și pe ai tăi nepoți.